Salut, eu sunt Oana Craioveanu, cofondator și CEO Impact Hub București și voi face parte din juriul celei de-a treia ediții Change in Years pentru anul acesta. Eu cred că tehnologia va trebui să joace un rol din ce în ce mai mare în rezolvarea problemelor societății și comunităților în care trăim. Cred că tehnologia și startup-urile din tehnologie, care nu contribuie la rezolvarea acestor probleme, își vor da seama rapid că nu au o piață și că nu au o viață. Am acceptat din nou invitația de a fi parte din juriul Change in Years și anul acesta, tocmai pentru că îmi face o deosebită plăcere să văd cum evoluează startup-urile care ni se alătură în acest program și cum crește inclusiv gradul lor de inovare și al soluțiilor pe care ei le propun, chiar că sunt la stadiu de idee atunci când află de Change in Years și vin în comunitatea noastră. Cel mai mare câștig, cu siguranță pentru anul acesta, dacă te vei alătura acestui program, este nu competiția de sine stătătoare, ci comunitatea pe care noi ți-o propunem și din care te invităm să faci parte, practic. Pentru că nu este o comunitate a noastră, este comunitatea voastră, a celor care veți găsi în felul acesta soluții pentru o lume mai bună. Noi o să punem la bătaie tot ceea ce știm noi în ce înseamnă să construiești comunități eficiente și te invităm să faci parte din comunitatea Change in Years. Cred că cel mai important lucru este să aveți curaj și încredere să veniți în competiție și în toate evenimentele pe care o să vi le propunem și să rămâneți curioși, pentru că invitația mea este de a fi curioși și de a înțelege ce aveți de câștigat din conexiunea cu toți membrii acestei comunități. O comunitate tech în România, în momentul de față, cred că în primul rând poate să aducă foarte multă valoare prin faptul că noi vom încerca și vom reuși cu siguranță să construim o comunitate diversă, bazată foarte mult pe încredere și colaborare. Dar în felul acesta o să puteți practic să aveți încredere să vă împărtășiți ideile, o să aveți încredere și o să vă puteți aștepta să vă ajute și ceilalți membri ai comunității și voi la rândul vostru să contribuiți la ideile lor. Și în același timp este foarte mult despre, din nou, această diversitate de profile și experiențe care ție îți pot da perspective diferite despre cum poți să construiești soluția ta pe mai departe.